Proiectul are mai multe etape de desfășurare. Prima etapă este etapa de selecție, care are loc în Botoșani, și o etapă de formare inițială. Apoi, tinerii doritori care doresc să participe la aceste cursuri de formare de voluntari sunt selectați în baza activității lor sau în baza implicării în prima etapă a proiectului și a scrierii unor eseuri despre implicarea în societate. După ce a avut loc această selecție, am ajuns în această locație, o locație departe de oraș, departe de tentațiile orașului și unde tinerii pot să fie implicați și foarte atenți pe procesul de formare. Acest proces de formare implică mai multe aspecte. Elemente de comunicare. Învățăm care sunt elementele comunicării, comunicare eficientă, comunicare instituțională, comunicare personală și celelalte tipuri de comunicare. Apoi, având în vedere faptul că trebuie să-i pregătim pentru a se implica în societate, am făcut management organizațional bazat cu accent pe managementul proiectelor. Iar ca să realizezi un proiect, trebuie să faci o echipă. Și ca să faci o echipă, i-am învățat lucru în echipă, tehnici de lucru în echipă. Iar un proiect, ca să îl câștigi, trebuie să-l prezinți. Și atunci, împreună cu lectorii proiectului, le-am predat tinerilor niște tehnici de prezentare. Poate o să vedeți în materialele care au fost prezentate de tineri, tehnicile de prezentare și modul cum au gândit proiectele. Coordonatorul proiectului poți ascunde, dar nu poți nega. Proiect care s-a desfășurat mulțumită sprijinului financiar al Primăriei Municipiului Botoșani și Consiliului Local Botoșani, și ceea ce vreau să mulțumesc pe această cale finanțatorului, și mai vreau să aduc mulțumiri Inspectoratului Școlar Județean, care este partenerul principal al acestui proiect, ne ajută să intrăm în școli și ne asigură accesul în școli pentru a face aceste prezentări și pentru a prezenta beneficiile voluntariatului în rândul elevilor.